primul rând, felicitări. În al doilea rând, cum a fost meciul? Meci în fața la 50.000 de suporteri, foarte greu. Chiar dacă nu erau nici suporteri, cred că oricum era asta foarte greu pentru noi. Cu echipa națională a Poloniei, care au jucători de clasă mondială, așa că la cluburi de top. Deci eu zic că am făcut o față bună azi și poate puțin noroc putem să obținem și toate cei trecuți. Mai avem două meciuri. În primul rând, ne gândim la primul meci cu Albania acasă. Vrem să schimbăm lumea la stadion. Vrem ca ei să fie 12-lea nostru suporter. Dacă nu în perioada asta, atunci când? Dacă nu se mobilizează acum lumea, atunci nu știu când. Deci îi rugăm frumos să fie în spatele nostru și noi să încercăm să facem tot, să obținem un rezultat pozitiv și să ne plinim visul nostru. Cu siguranță o țară întreagă speră la o calificare istorică. Tu ce spui? De la început de campania asta, cred că nimeni nu credea în o calificare sau măcar că cu două meciuri până la final acestei competiții o să avem șanse să ne calificăm. Așa că eu cred că nu trebuie să punem presiunea pe umeri și a mei, și a băieților, și a tuturor. Mai avem mult de muncit și trebuie să stăm cu picioarele pe pământ.